ne aflăm într-o perioadă aparte. Și nu doar că este postul cel mare, ci că este mijlocul postului în care Sfânta noastră Biserică ne așează Sfânta și de viață păcătoare cruce. Este, am putea spune noi, un moment crucial. Dacă în centrul postului s-a așezat Sfânta Cruce, înseamnă că este un moment de răspândire. Și noi, după tradiția moșilor și strămoșilor noștri, așezam la răspândii troițe. Până astăzi, la răspântile importante din satele noastre, comunele noastre, orașele noastre, se așează câte o cruce. Pentru că noi trebuie să avem această conștiință, dragii mei, că existența noastră, prin jertfa răspumbănătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, realizată pe lemnul crucii, a fost purtată odată pentru totdeauna. Și în mijlocul existenței noastre rămâne crucea Domnului nostru Iisus Hristos. În mijlocul existenței noastre, iată, în mijlocul comunităților noastre, la răspântii, în mijlocul bisericii, chiar pe turla bisericii, este Sfânta Cruce. În mijlocul lumii, m-am uitat foarte atent la crucea din spatele Sfintei Mese. Știm prea bine că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit la Ierusalim, pe dealul Golgotei. Și în crucile noastre bizantine, la picioarele Domnului Hristos, unde este înfiptă crucea, vedem un craniu și știm că acela este capul lui Adam. Dar, de asemenea, știm că de atunci, de când a fost înfipt lemnul crucii Mântuitorului Hristos pe dealul Golgotei, locul respectiv a rămas centrul lumii, dar și centrul Universului. Pe crucea dumneavoastră din altar, de-a dreapta și de-a stânga Domnului Hristos, la capetele mâinilor întinse, este soarele, luna și stelele. Ceea ce înseamnă că Domnul nostru Iisus Hristos a îmbrățișat Universul întreg, pe noi oamenii, pe care ne-a izbăvit din robia diavolului, a păcatului și a morții, dar a restaurat întreg Universul, cosmosul întreg, a beneficiat de jertfa de răscumpărare care s-a realizat prin lemnul crucii de către Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă ajungem să gândim în felul acesta, ori de câte ori ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, ne dăm seama că în acel moment noi ne aflăm în centrul Universului. Totul gravitează în jurul nostru. De ce? Pentru că noi niciodată nu l-am coborât pe Domnul Hristos de pe crucea Lui. Din păcate, sunt creștini care au lepădat crucea Domnului Hristos. Dar noi, creștinii ortodoxi, l-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos mai departe pe lemnul crucii. Și nu-L putem despărți de ea și nici nu vrem. Cum să vrem noi să-L despărțim pe Domnul Iisus Hristos de lemnul crucii când El este în stare de jertfă permanentă? Se lasă răstignit pentru noi și pentru a noastră mântuire și mai mult, ne lasă să ne înfructăm din trupul și din sângele Lui. Așa se și tâlcuiește, definește Sfânta și Dumnezeiască Liturghie.
actualizarea permanentă, perpetuă, în chip nesângeros a jertfei sângeroase a Domnului nostru Iisus Hristos. Definiție pe care a dat-o marele teolog al românilor, Părintele Dumitru Stăniloae. Așadar, vă închipuiți încă o dată, mă repet, atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci, noi suntem în mijlocul Universului. Ar fi că în acel moment suntem pe Golgota, alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Că la picioarele noastre este întreaga umanitate, reprezentată prin căpățâna lui Adam. Că în jurul nostru gravitează toate planetele, soarele, și luna, și stelele. Și că devenim centrul Universului, pentru că însuși Dumnezeu sălășluiește în ființa noastră. De aceea este foarte important să ne facem semnul Sfintei Cruci, dar și să fim conștienți că în momentul în care ne facem semnul Sfintei Cruci, devenim una cu Domnul nostru Iisus Hristos, răstignit pe Domnul Cruci. Și El devine una cu noi. Cum spuneam ieri, în Duminica Sfintei Cruci, de aceea Dumnezeu l-a dat pe unicul Său Fiu să vină în lume, să fie răstignit pentru mântuirea noastră, ca să înțelegem odată pentru totdeauna că El este împreună pătimitor cu noi. Copătimitor. Spuneam, dacă Dumnezeu ne-a creat, ne-a dus din neființă la ființă și ne-a dat suflare de viață, adică avem suflet, înseamnă că sufletul, respectiv Dumnezeu, este prezent în fiecare celulă, particulă din ființa noastră. Și dacă sunt celule care suferă, țesuturi, mădulare din trupul nostru suferă, și Dumnezeu suferă împreună cu noi. Și înțelegem aceasta prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. N-a suferit El pe lemnul crucii, nu L-a durut tot ceea ce i s-a întâmplat. L-au durut și palmele. L-au durut și lovirile cu tot felul de unelte. L-au durut și curuna de spini. L-au durut și cuiere din mâini și din picioare. L-a durut și surița înfiptă în coasta lui. Dar mai mult decât toate, l-a durut faptul că oamenii n-au înțeles. Cel mai tare l-a durut suflet, cum zicem noi, atunci când nu știm să mai spunem altceva, când pentru un lucru oarecare ne doare întreaga noastră făptură interioară. Zicem noi, mă doare suflet. Pe Domnul Iisus Hristos l-a durut sufletul și trupul. Și în felul acesta El devine Dumnezeu, întrupat Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, devine împreună pătimitor cu noi. Și noi, de aceea ne-am adunat astăzi aici. Și ne vom aduna și de acum înainte. Și mai ales ne vom întâlni cu El în vinerea pătimirilor, ca să fim împreună pătimitori. Dumnezeu. Sau invers. Noi avem atâta nevoie de Dumnezeu, dar și Dumnezeu are nevoie. Dumnezeu are nevoie de dragostea noastră. Dar noi nu avem nevoie de dragoste. Cât cerșim noi de la celălalt de lângă noi iubire. Și atunci când nu ne este împărtășită dragostea, cât de dureros este. Exemplul cel mai la îndemână care vine în minte și care îl folosesc adesea este următorul. Este extraordinar să ai copii și să fie sănătoși și frumoși și împliniți. Să aibă tot
ceea ce ți-ai fi dorit pentru ei. Dar să nu trebuie pe asta. Ce folos? Și este, să știți că am văzut această imagine. Părintele dorește să-și îmbrățișeze fiul sau fiica, iar fiul sau fiica nu acceptă îmbrățișarea. Așteaptă să scape din încleștarea iubirii părintelui, pentru că nu simte la fel. Și este foarte dureros. Ori Dumnezeu, dragii mei, așteaptă de la noi să fim oameni împliniți din toate punctele de vedere. Și să nu ne lipsească nimic. Nici trupește, nici spiritual, nici material. Dar toate acestea ce folos dacă nu iubim? Cum? Pentru noi, la rândul ne, ce folos să avem de toate? Să avem copii, așa cum ziceam, să avem copii frumoși, sănătoși, împliniți și să nu ne spună niciodată că ne iubește. Așadar, Sfânta Cruce, care este centrul Universului, îl închipuie pe Domnul Iisus Hristos și îl înfățișează în stare de jertfă permanentă. Dar în aceeași măsură ne închipuie și pe noi. N-am auzit ieri la Sfânta Liturghie, din Evanghelie citindu-se, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-L urmeze. Dacă ar fi să ne însoțim cu Domnul Iisus Hristos pe calea vieții noastre, El va fi cu crucea în spate și noi cu crucea în spate. Și doar în felul acesta vom ajunge la limanul mântuirii. Fără de cruce nu există mântuire, precum nu există mântuire fără de biserică. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne purtăm crucea vieții noastre, cu toate ale ei. Dar în aceeași măsură să înțelegem că noi, ca oameni, în stare de jertfă, adică răstigniți permanent, devenim centrul Universului în care Dumnezeu vrea să se odihnească, precum auzim într-unul din ecfonisele de la slujba cu trei, că Sfânt e Dumnezeu.